Buturuga mică din carul armatei. O rubrică despre militarii de carieră ai Armatei Naționale. Autor Dragostina Bicol. Să vă întreb, de ce genist? Mi-a plăcut ce era scris despre geniști, că mereu sunt înainte, că sunt cu inima rece. Așa sunteți dumneavoastră, cu inima rece, cu mintea rece? Sunt foarte fierbinte, permanent vreau să acționez, de aceasta atunci m-am gândit, va schimba unele lucruri, inclusiv și în comportamentul meu. Și așa s-a întâmplat? Da. Când lucrez specialitate, după anii care au trecut, așa s-a întâmplat. Și când sunteți altfel? Când nu lucrez în mijlocit cu obiecte explozive. Înțeles. Dar atunci când aveați informația despre profesia de genist, era și informația despre riscurile care sunt? Despre riscuri nu se vorbea nici la o specialitate militară, îndeosebi la specialitatea de genist. Când a fost acel moment în care ați înțeles că genistul greșește o singură dată? Nu am înțeles asta în școala militară. Pe noi ne pregătea atunci picături zi de zi la lucrul acesta, când avem drept să greșim, deoarece orice greșeală poate să aducă la consecințe grave. S-a întors în țară în iunie 1992 și cu un grup de alți ofițeri au analizat necesitățile, au evoluat tehnica de geniu și în final au creat propriul program de instruire cu specificarea tuturor funcțiilor, nivelul de implicare a fiecărui militar în batalionul de geniu. Astfel, către anul 1994, unitatea devenea funcționabilă pe deplin. De exemplu, nu aveam mult tehnic. Am găsit niște metode să învățăm soldații fără folosirea tehnicii. Facem unele machete improvizate, unele materiale acolo din teritoriu care ne se permitea să le luăm să le folosim. Nu erau centrele de instruire bine definite. Putem să folosim orice teren de pe teritoriul adiacent unității. De exemplu, noi ne ocupam cu pionierii la răscrucerea de drumului de la Cricola. Da, de la Stăuceni. Folosam lacurile din zonă pentru pontoneri. Eu am fost unul în companie pontoană și de mai mult la apă, cum se zicea. Acum, când parcă totul este organizat, mai e loc de creativitate în armată? Sunt mulți ofițeri care au făcut studii în diferite țări, vestice sau estice. Fiecare ofițer, de fapt, care s-a întors de la studii, avea o viziune. Și punem mai multe viziuni, propuneri, cap la cap, se găseau soluții. Să ne adaptăm, poate, la procesele de instruire care sunt mai eficiente, care folosesc altele armate, că nu suntem noi cea mai dezvoltată armată în acest domeniu. Noi tindem să fim. Când auzim la televizor că geniștii au deminat nu știu unde niște obiecte explozive și ne-au salvat viața în ansamblu sau în particular, asta deja dă o greutate meseriei de genist. Profesia genioarei poate și un plus în faptul că este văzut de societate. A doua cauză că suntem băieți. Dorim să explodăm, să distrugem, să construim. A treia cauză, mulți geniști au stăpânirea pe sine. A patrulea moment, că geniști sunt foarte uniți. Uneori din prietenie poți înveți multe lucruri. Cele enumerate, cât și dotarea tehnică la nivel, fac meseria de genist una competitivă în rândul absolvenților Academiei Militare. O motivație vizibilă este și participarea în misiuni în afara țării. Colonel Gadârcă a pregătit câteva contingente pentru Irak, iar în cel de-al patrulea a decis să facă parte și el. Avea nevoie de o practică internațională, mărturisește dumnealui. Ne cunoșteam unul pe altul bine, simțul de umăr era foarte bun, n-am fost momente de frică, decât momente de organizare. Să nu scăpăm ceva din obiceiile lor, echipamentele care trebuie să le luăm cu noi, ceva proceduri, ceva informații, baze de date despre obiectele explozibile. Dincolo de faptul că ați fost foarte bine pregătit, surprize, aflându-vă deja acolo, au fost? Surprize sunt permanent. Mai mult se vorbea că în Irak se depistează obiecte explozibile de producerea unei Uniunii Sovietice. Erau poate 50% din ele, însă erau și din alte țări, din multe țări, de 37 țări a lumii, noi am găsit. Ne-a uimit faptul că dacă în Moldova găsau până la 100-150 de obiecte explozive pe lună, acolo pe zi găsai 1000. Erau sămânate pe terenul Irakului. V-ați mai fi întors odată? Cred că da, dar aș prefera să mă întorc cu echipa cu care am fost atunci.
Dincolo de funcțiile de conducere, colonel Igor Gadârcă s-a școlit mereu și peste tot. Una dintre instituțiile pe care pune mare preț a fost Universitatea Națională de Apărare din România, datorită căreia a devenit un ofițer interarme. La întoarcere a materializat cele însușite. Răsunător a fost exercițiul Turn 2010, urmat de altele, grație cărora militarii au acumulat o experiență utilă în organizarea și desfășurarea aplicațiilor. Mai mult ca atât, fiind actualmente responsabil de doctrinele militare, domnul colonel Gadârcă insistă pe crearea, îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de instruire în toate armele, pe pregătirea practică a locotenenților. În acest sens, a avut și o serie de discipuli. Astăzi aceștia au ajuns să învețe pe alții, utilizând cunoștințele, metodele, principiile îndrumătorului. Disciplină și bună organizare. Principii de altfel implementate de dumnealui chiar și în raport cu fiica sa, Cristina. Acasă trebuie să fie ordine. Programul trebuie să fie clar definit. De aici până aici faci lecții, de aici până aici privești televizorul, de aici până aici te întâlnești cu prietenile. Dacă ai obținut un succes, trebuie să ai și o recompensă. Nu e prea doar pentru o fetiță? Nu cred. Și acum fata și în clasa 12 este eminentă, este responsabilă, este organizată, nu lasă lucrurile pe mâine, nu trebuie să repezi de două ori. Cerințele față de părinți, mă rog, fiecare copil, sunt realistice, nu sunt exagerate. Este fată educată, mă bucur de aceasta. O altă fată din viața colonelului este soția, capitan Natalia Gadârcă, care, din dragoste pentru soț, a lăsat cariera de pedagog în favoarea celui de militar, iar după 20 de ani de căsnicie vorbește la fel cu admirație despre soț. M-a cucerit prin sinceritatea sa, ce avea de spus spunea clar. Când stăteam acasă, îmi făceam mai mari griji. Fiecare ieșire la dimineare era strașnic pe timpul acela pentru mine. Apoi, activând în cadrul armatei, am înțeles care sunt sarcinile, misiunile pentru geniști și adică mi-a fost mai ușor. O experiență bogată de viață. Dacă ar fi să tragem linia, care ar fi concluzia? Cu două cuvinte eu v-aș spune așa. Îndrăzniți și vă reușiți. Cine nu dorește, nu ajunge. Asta e una la mână, doi la mână. Nu regret niciun pas în cariera mea militară. La toate funcțiile am avut de învățat. M-am dezvoltat. Se poate în Republica Moldova de făcut o carieră militară.